Bun găsit, vă spune de la Ploiești George Dobre. FCSB nu-și mai permite pași greșiți, chiar dacă suntem doar în etapa 7 a primei ligi a României. Cu 3 remize în primele 6 runde, roșialbaștrii sunt la 4 puncte distanță de liderul CFR Cluj, care înfruntă în această etapă pe FC Voluntari. Aici la Ploiești, trupa lui Dică înfruntă pe Juventus București, echipă pregătită de fostul lui coleg, fostul coleg al lui Nicolae Dică din Ghencea, Daniel Oprița. Ne așteaptă o partidă foarte interesantă, mai ales ținând cont de faptul că FCSB aliniază o formulă, să spunem așa, improvizată pentru această confruntare, în sensul că în primul 11 îi găsim pe unii jucători care nu au drept de a evolua în returul cu Sporting Lisabona din play-off-ul Ligii Campionilor sau care au puține șanse de a evolua ca titulari contra trupei portugheze. Vom vedea curând formulele de start pregătite de cei doi antrenori, Daniel Oprița respectiv Nicolae Dică, cei care au fost colegi la Steaua vreme de 3 sezoane, oaspeții de la FCSB în roșu pentru această partidă, în echipamentul obișnuit pentru meciurile de pe teren propriu alb-albastru, jucătorii lui Daniel Oprița. Tribuna întâi a stadionului Ioane este aproape plină, mai sunt fani la peluza din dreapta, acolo unde sunt suporterii veniți de la București pentru a susține pe FCSB. Înaintea meciului, ca la fiecare partidă de pe teren propriu a celor de la Juventus București, se intonează imnul României. Deșteaptă-te, române! FCSB, Florin Niță este în poartă, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu, Artur Jor și Marian Pleașcă în defensivă, Mihai Pintili și Lucian Filip sunt mijlocași și defensivi, Denis Mann, Daniel Benzar și Iulian de Amorim se află în spatele atacantului central, Edi Nioere. Avem și rezervele, Edi Stăncioiu, Constantin Budescu, Vlad Achim, Paul Secui și Robert Grecu sunt rezerve la oaspeți, la gazde, Pedro Mingote, Ciprian Petre, Valentin Bărbulescu, Ovidiu Morariu, Florin Ștefan, Cătălin Țâră și Nica Zalamidze, acesta din urmă un mijlocaș din Georgia. Și desigur, acum revin la primul 11 al gazdelor de la Juventus București. Relu Stoian este în poartă, George Călințaru, Alexandru Benga, Wallace și Iulian Carabela, fundaș, Mădălin Mihăiescu, mijlocaș defensiv, în fața lui o linie de 4, alcătuită din Alexandru Zaharia, croatul Ivan Sesar, Liviu Băjenaru, Marian Stoenac, iar în atac este Simon Măzărache, pe care l-am văzut singur acolo la centrul terenului. Simon Măzărache este unul dintre cei trei marcatori celor de la Juventus din acest sezon. El a înscris primului gol din actualul campionat chiar în runda precedentă, când Juventus a obținut un punct în deplasare în cheia la egalitate 1-1 cu Concordia Chiajna. Marius Avram la centru, Mircea Urbuleț și Florin Păunescu sunt asistenții lui. Iată o lansare pentru Măzărache, talonat acolo de Nedelcu. Măzărache în fața porții și este autogol! 1-0 din secunda 13 pentru Juventus. Este autogol incredibil și cred că este semnat tocmai de un jucător aflat la debut, da, la debutul pentru roșialbaștri, fundașul central portughez Artur Jorge trimite în propria poartă. Incredibil ce debut de meci și în același timp ce debut de coșmar pentru Artur Jorge și în tricoul roșialbaștrilor. Măzărache face aproape totul aici, iar Artur Jorge trimite imparabil, îl învinge pe Florin Niță. N-a avut reacție golkeeperul oaspeților la reluarea colegului lui și era destul de greu pentru că Artur Jorge a trimis sub transversală. Ce debut de partidă pe stadionul Ilie Oană, rară vezi așa ceva. Am urmărit câteva autogoluri incredibile în ultima vreme.
În ultima etapă din Franța, de exemplu, a fost un autogol de generic în partida jucată de PSG pe terenul lui Guingamp. De asemenea, am văzut un autogol incredibil într-o partidă de pregătire din această vară a lui Kondogbia, jucătorul Interului. A fost un autogol al lui Patrice Fessy în meciul jucat de CSM Poliaș pe terenul Concordiei Chiajna. Avem încă un autogol de colecție în această vară, semnat de Arthur George, fundașul central portughez, care a fost împrumutat pentru un sezon de roșialbaștri de la formația Braga. Arthur George a împlinit în această săptămână 23 de ani. Nedelcu încearcă aici lansarea lui Romario Benzar. Frații Benzar sunt titulari la roșialbaștri. Romario pe postul s-a obișnuit de fundaș dreapta, pe care a jucat în cele mai multe rânduri și la Viitorul. Daniel Benzar în spatele vârfului Arlem Edi Nioere. Să vedem reacția trupei lui Nicolae Dică, primită Denis Man. O centrare acum pentru Edi Nioere și Călințaru reușește să-i trimită portarului Relu Stoian. Au mână bună când vine vorba de portari, cei de la Juventus. La această grupare a crescut Ciprian Tătărușanu, cel care a strălucit câteva sezoane și la gruparea roșalbastră. Aici Niță reușește să rezolve o situație care se putea dovedi complicată. Revin la subiectul anterior. Relu Stoian, portarul titular al celor de la Juventus, este fost internațional de tineret, un goalkeeper care pentru scurtă vreme s-a aflat în Ungaria la Honved Budapesta. Arthur George, acum pentru Nedelcu, cei doi trebuie să țină cont de acest aspect, evoluează pentru prima oară împreună, dar trebuia să fie un început și pentru asta. Întoarce Romario Benzar pentru Niță. Minge degajată direct în afara terenului. FCSB nu a pierdut niciun meci în acest sezon, are 3 victorii și 3 remize în primele 6 etape. De partea cealaltă, Juventus nu a câștigat niciun meci în actualul campionat. Un sezon pe care l-a început cu un eșec drastic pe acest stadion, în duelul cu Dinamo, în care Juventus a pierdut cu scorul de 0-3. Atunci însă a avut multă vreme și un om în minus, formația lui Daniel Oprița. Pasează Arthur George pentru Pleașcă. Combina aici cu William de Amorim, intervine brazilianul Wallace, care trimite către Măzărache. A fost un fault acolo asupra lui Wallace. Wallace a fost și la Rapid pentru scurtă vreme, în urmă cu câteva sezoane. O pasă a lui Băjenaru. Liviu Băjenaru reprezintă una dintre legăturile acestei formații Juventus București cu gruparea roșalbastră. Amănunte vă voi da ceva mai târziu. Combină cei de la Juventus. Băjenaru. Wallace întoarce pentru Stoian. A păruse la pressing Daniel Benzar. Stoian degajează în zona unde se află Stoenac. A intervenit Arthur George. Edi Nioere este faultat de Alexandru Benga, cel care probabil aici la Ploiești, pe stadionul Ioana, se simte ca acasă. A jucat pentru Petrolul în ultima perioadă bună a grupării ploieștene. Pleașcă pierde acolo balonul în fața lui Alexandru Zaharia, un jucător rapid și tehnic. Va repune George Călințaru, pe care în debutul acestui sezon l-am văzut pe poziția lui obișnuită de mijlocaș. Acum a trecut fundaș dreapta din cauza absenței lui Beța. Măzărache se întoarce acolo. Măzărache a fost în duel cu Pintili. Degajează Arthur George în zona unde este Edi Nioere. Faul făcut de Wallace. Doar doi oameni mai sunt titulari la FCSB față de formula utilizată în deplasare, duelul cu Sporting Lisabona de marți. Este vorba de portarul Floriniță și de Mihai Pintili. Pintili este suspendat pentru partida retur. O centrare a lui Romario Benzar pentru Nioere, care încearcă o colaborare cu De Amorim. A intervenit un alt brazilian. Este vorba de Wallace. Pasa lui Zaharia pentru Măzărache.
pare hotărât să facă un meci mare în această seară. Măzărache, Călințaru îl caută și îl găsește acolo pe Stoenac. Vine la învăluire Carabela, pentru el este mingea. Carabela păstrează acolo balonul. Din nou Marian Daniel Stoenac. O pasă pentru Mihăescu, un dribling scurt al lui Mihăescu, un jucător trecut pe la Dinamo. Era eliminat în acel meci de care vă vorbeam mai devreme, contra albroșilor, pierdut aici de Juventus cu scorul de 0-3. Faultează Mihai Pintilie, eliminat în meciul cu Sporting Lisabona, de aceea nu poate evolua în returul de săptămâna viitoare. Trimite Băjenaru pentru Măzărache. Ca de obicei, depune un efort extraordinar Simon Măzărache, jucător adus de Juventus de la Craiova. O diagonală aici a lui Stoenac, o idee foarte bună. Călințaru încearcă să depășească pe Pleașcă din preluare. Aproape să facă acest lucru, reclamă o lovitură Călințaru, o lovitură încasată de la Pleașcă. Ce debut de partidă aici pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Meciul are ritm și lucrul acesta desigur ne bucură. Ivan Sesar pentru Băjenaru, întoarce Măzărache, recuperează aici Lucian Filip. Vă aduceți aminte de câtă vreme nu l-ați mai văzut pe Lucian Filip titular într-o partidă a celor de la FCSB? Ei bine, din 1 mai 2016 n-a mai jucat într-un meci oficial. Romario Benzar acum în acțiune, centrează Romario Benzar, prea puternic mingea, să vedem dacă e oprită în teren de William de Amorim, da, așa stau lucrurile. Pleașcă din nou funda stânga, precum în meciul din runda precedentă, respinge Alexandru Benga Filip către Pintilinu. Erea a rămas întins pe gazon, are nevoie de îngrijit din partea medicilor francezul. Vom afla imediat ce s-a întâmplat cu Harlem Eddy Nyerere. Sunt doi absenți astăzi de la Juventus, vorbeam mai devreme despre Beța, nici Dima nu poate juca din cauza unei probleme medicale. Acesta este duelul dintre Pleașcă și Călințaru, la care fundașul dreapt al gazdelor a reclamat faptul că ar fi încasat o lovitură. Bălașa lipsește de la FCSB din cauza unei probleme medicale, dar, spuneam, e o formulă improvizată a roșialbaștilor. Preocupați mai degrabă de returul cu Sporting Lisabona decât de afacerile interne. O lansare aici pentru Măzărache, prins în offside, noarul celor de la Juventus. Vedem pe Marius Avram, este a patra partidă pe care o conduce în actualul campionat. Este o seară plină de evenimente pe canalele DigiSport, ca de obicei pe DigiSport 3. Va începe foarte, foarte curând partida din campionatul Spaniei dintre Girona și Atletico Madrid. Girona, o echipă care debutează în această seară în prima ligă din Spania la 23:15, tot acolo pe DigiSport 3 este Sevilla Espanyol, pe DigiSport 4 la 21:45 meci din Italia, Verona-Napoli, iar acum pe DigiSport 2 este meci de tenis de la Cincinnati, John Isner contra lui Grigor Dimitrov, iar la 23 avem semifinala dintre Simona Halep și Sloane Stephens, acum Zaharia, Alexandru Zaharia este la finalizare, dar nu reușește să trimită convingător încât să-i pună probleme lui Florin Niță. Spuneam mai devreme despre Alexandru Zaharia că este un jucător iute, un fotbalist tehnic, un fotbalist foarte interesant care, din păcate, a avut o problemă medicală gravă la un moment dat, care i-a oprit ascensiunea. Pasează Carabela pentru Băjenaru. Primește Călințaru. Încearcă acolo o combinație cu Alexandru Zaharia, faultat de Marian Pleașcă. Reprofilat de nevoie, apărător stânga, Marian Pleașcă a fost adus pentru a acoperi postul de fundaș dreapta, însă concurența pentru el e din ce în ce mai dură. Aici în stânga ar trebui să lupte pentru titularizare cu Momcilovi și Junior Moraes, iar în dreapta a apărut Romario Benzar, șutează Măzărache, cum a scăpat acolo din marcaj Măzărache, care are o poftă de fotbal extraordinară, cel puțin în debutul acestei partide. 11 minute au trecut din duelul dintre Juventus București și FCSB, este 1-0 pentru gazde, vă reamintesc, în urma autogolului din secunda 12 al lui Arthur George,
Fundașul central portughez aflat astăzi la debut. Toate fazele importante ale meciului le găsiți și pe site. Dacă ați ajuns mai târziu pe Digi Sport 1 și ați ratat autogolul lui Artur George, merită să intrați pe site-ul nostru, pentru că e o fază deosebită, cum rar vezi. Măzărache într-un duel cu Artur George, rezistă acolo Măzărache, pasă pentru Călin Țaru. Artur George are o primă intervenție bună în această partidă. Henache în centrul imaginii, așezat pe un scaun în stânga lui, Ovidiu Popescu, doi dintre absenții de astăzi din trupa lui Nicolae Dică. Cei doi nu au probleme medicale, pur și simplu sunt menajați pentru confruntarea cu Sporting Lisabona. Niță îi pasează acum lui Nedelcu. Știam că a fost adus pentru a evolua fundaș central. Între timp s-au schimbat planurile și Nedelcu se pare că va juca pe poziția sa obișnuită din sezoanele petrecute în prima ligă la Viitorul, cea de mijlocaș defensiv. Artur George nu reușește să trimită unui coleg, intervine acolo Wallace. Călin Țaru acum prins între doi adversari, pasează bine pentru Alexandru Zaharia, din nou Călin Țaru, așteaptă Băjenaru, Călin Țaru încearcă lansarea lui Stoenac, nu era ideea, cade acolo Stoenac, încearcă să scoată lovitura liberă, nu reușește, Marius Avram i-a făcut semn să se ridice. Stoenac a înscris primul gol al celor de la Juventus în prima ligă, a intrat în istoria grupării și n-a fost orice gol, ci unul fantastic, a șutat extraordinar în partida de la Brașov cu Șep și Sfântul Gheorghe din a doua rundă, un gol fabulos. De Amorim este posedat de Mihăescu. Acum Cesar încearcă lansarea lui Alexandru Zaharia. În ce ritm se joacă în debutul acestei partide? Centrează Zaharia. Cred că au fost spectatori care au crezut că îi va crea probleme lui Niță. Încă o dată duelul dintre Stoenac și Dragoș Nedelcu ar putea fi analizat în cadrul emisiunii Fotbal Club. La pauză și la final sunteți așteptați de Radu Naum și invitații săi, Gabi Balin și Helmut Ducadam. Lucian Filip acum. Cu siguranță nu e ușor, pentru că, spuneam, n-a mai jucat de foarte multă vreme într-o partidă oficială. O diagonală a lui Artur George, e căutat Denis Man, mingea este respinsă, întoarce acolo Stoenac pentru Mihăescu. Din nou croatul Cesar e singura noutate din formula celor de la Juventus București față de partida din runda precedentă cu Concordia Chiajna. Apare în locul lui Beța, dar nu pe poziția lui Beța, desigur. Romario Benzar pentru Denis Man. Man, om cu două goluri în acest sezon, și au fost două goluri care au adus succese pentru FCSB în meciurile cu FC Voluntar și Concordia Chiajna. Intervine bine aici Benga. Artur George s-a ajutat de Nedelcu pentru a respinge balonul. Cesar către Călin Țaru. Alexandru Zaharia s-a întors imediat, știa care o zonă liberă de speculat, este faultat acolo de Lucian Filip. În stânga imaginii Gheorghe Chivorchean, președintele celor de la Juventus București. O echipă care a reușit două promovări consecutive și să nu credeți că doar la noi se întâmplă astfel de lucruri. În Franța, Strasbourg, la rândul ei, a ajuns în prima ligă, de fapt a revenit în prima ligă după două promovări consecutive. Strasbourg, echipă care a învins în runda precedentă pe Lille, trupa lui Marcelo Bielsa, cu scorul de 3-0. Fault făcut acum de Romario Benzar. Un excelent furnizor de pase decisive, Romario Benzar. Victima lui aici, Stoenac. Iată Marian Stoenac, un alt jucător foarte, foarte activ în prima parte a acestui joc. Lovitură liberă pentru gazde, execută Liviu Băjenaru. Centrarea lui Băjenaru, prinde Niță, n-a fost deloc rea. Lovitura de cap a lui Alexandru Benga. Niță încearcă lansarea lui Daniel Benzar.
Relu Stoian acum pentru Carabela. Avansează apărătorul stânga, trimite acum lui Băjenaru, care trece foarte frumos și este faultat de Denis Mann. Este cartonaș galben pentru fostul jucător al UTEI. Și la ceea ce am văzut în prima fază, cred că e un galben meritat, pentru că vorbim despre un faul din spate al lui Denis Mann. Liviu Băjenaru e un fotbalist tehnic, știe cum să își depășească adversarii. A petrecut puțină vreme la gruparea roșalbastră Liviu Băjenaru, dar în urmă cu 3 sezoane îi ajuta pe cei de la FCSB foarte, foarte tare în finalul campionatului. Voi reveni însă asupra subiectului pentru a vedea lovitura liberă executată de Marian Daniel Stoenac. Să vedem dacă va trimite pe poartă. Asta face! A încercat să-l surprindă pe Florin Niță. Filip, Daniel Benzar, mi-a ieșit preluarea, Băjenaru foarte deciși cei de la Juventus București în această partidă. Nu i-a mai văzut cu astfel de atitudine în primele etape. Centrează Călințaru, respinge Artur George, prelungește Băjenaru, vine șutul lui Stoenac, prinde Niță. Dacă socotelele mele sunt bune, până în acest moment au fost 4 linci trimise pe spațiul porții lui Florin Niță, iar 3 au fost ale jucătorilor de la Juventus București. Desigur, primul dintre acestea aparținut lui Artur George la autogolul din primele secunde ale acestei întâlniri. Primește Lucian Filip. Daniel Benzar pleașcă, desigur îi e greu acolo ca fundaș stânga lui pleașcă după ce ai jucat o viață în dreapta, nu-i ușor să treci pe cealaltă parte a terenului, sunt anumite mecanisme, anumite automatisme dezvoltate în timp. Respinge Mihăescu, Filip într-un duel cu Cesar, primește pleașcă, îi trimite lui William de Amorin, pleașcă vine la învăluire, să vedem centrarea lui, pleașcă este pe jos pentru Daniel Benzar, s-a retras însă foarte bine Băjenaru, e blocat acolo Alexandru Zaharia, rezistă Alexandru Zaharia, recuperare corectă a lui, pleașcă Daniel Benzar pentru William de Amorin, întoarce brazilianul, n-a fost cea mai bună idee, a intervenit Cesar. Alexandru Zaharia spre Măzărache, Artur George are o intervenție corectă, Marius Avram îi face semn atacantului gazdelor că a fost o intervenție la minge, pasează Lucian Filip pentru Edi Nioere care încearcă lansarea lui Mani, excelentă intervenția lui Carabela. Stoenac acum pentru Băjenaru, Stoenac sprintează extraordinar, Băjenaru îi pasează lui Măzărache căruia iese preluarea. Într-un duel Măzărache acolo cu Romario Benzar. Măzărache are nevoie de sprijin. Oh, e o pasă greșită. Probabil a crezut că se va duce acolo Călințaru. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Minutul 21. La Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, Juventus București, FCSB, 1-0 după autogolul din primul minut al lui Artur George. E o partidă atractivă până în acest moment, o partidă cu ritm. Daniel Benzar combină cu Nioere, Denis Mann acum, Pintili, două driblinguri reușite ale lui Pintili și faul făcut de Ivan Cesar. Protestează vehement croatul, încearcă să-l liniștească arbitrul Marius Avram. Romario Benzar și Edin Ioere lângă minge, să vedem care dintre cei doi va executa. Nu-i pe teren,
printre roșalbaștri, nici primul lor executant de lovituri libere, Constantin Budescu. Acesta este pe lista rezervelor, nici al doilea, să spunem, cel descoperit recent, Mihai Bălașa. Romario Benzar însă se pricepe și el la acest capitol. Șutează Romario Benzar! Gol! Romario Benzar în tricoul roșu al Vaștilor vine în minutul 22 al acestei confruntări. Execuție superbă a lui Romario Benzar. Dacă autogolul lui Artur George a fost unul spectaculos, dar a venit în urma unei intervenții nefericite. Aici vorbim despre o execuție superbă a lui Romario Benzar. 1-1 între Juventus și FCSB. Și cred că de pe vremea când jucau pentru gruparea din gruparea roșalbastră frații Costea, Florin și Mihai, nu au mai fost doi frați care să-și treacă în același sezon numele pe lista marcatorilor la FCSB. Daniel Benzar a marcat împotriva Concordiei Chiajna. Romario Benzar înscrie acum împotriva celor de la Juventus București. Minutul 23, pauză de hidratare în acest moment pe stadionul Ilie Oană. Putem să mai facem alte observații pe marginea partidei și desigur să vă facem și recomandări. Într-un dialog acolo, Florin Niță, cu antrenorul de portari al roșalbaștilor, Marius Popa, a fostul goalkeeper de la FC Național și Poli Timișoara, și celălalt antrenor cu portarii, cel de la Juventus, este un nume foarte cunoscut. El a jucat pentru gruparea roșalbastre, este vorba de Martin Tudor. Revedem autogolul lui Artur George, a apărut în primele secunde ale confruntării, o centrare a lui Măzărache. Era vizat Băjenaru, Artur George a trimis în propria poartă, apoi vine în urmă cu un minut și ceva golul din lovitură liberă semnat de Romario Benzar. Nicolae Dică și Daniel Oprița au fost colegi la gruparea roșalbastră vreme de 3 sezoane. De altfel, înainte acestei partide, au stat îndelung de vorbă la centrul terenului, înainte să iasă echipele la încălzire. Probabil au discutat pe seama problemelor pe care le au amândoi, pe seama grijilor pe care le au amândoi. Au, desigur, obiective diferite. Centrarea lui Cesar acum intervine Nedelcu, prelungește Pleașcă, repune Călințaru, Alexandru Zaharia către Ivan Cesar, se întoarce frumos Cesar, Mihăescu, Alexandru Zaharia, Mihăescu din nou pentru Călințaru. Pleașcă încearcă să-l deposedeze și o face prin fault. Pe digisport.ro aflați ce decizie istorică s-a luat astăzi în Serie A, în prima rundă din campionatul Italiei. De asemenea, aflați ultimele detalii înaintea confruntării dintre Simona Halep și Sloane Stephens de la Cincinnati, semifinala care va fi astăzi de la 23 pe digisport 2. Centrează acum Liviu Băjenaru! Probabil dintr-un jucător al lui Juventus, a ieșit mingea în afara terenului. Nu, e până la urmă corner. Se deplasaseră toți jucătorii, am crezut că va fi depunere din careul mic pentru FCSB. Până la urmă este corner pe care îl execută același Liviu Băjenaru. Băjenaru cu mult efect, Niță prinde acolo balonul, Măzărache foarte aproape să trimită, încearcă acolo lansarea lui Nioere, Romario Benzar. Foarte supărat Nioere pe pasa dată de colegului. Nioere este golgheterul ligii întâi în acest moment, are 4 reușite în cont. Pleașcă
Hăiescu recuperează Sesar, acum celălalt mijlocaș defensiv al oaspeților, al gazdelor. Bine, ambele formații sunt oaspete pe stadionul Ilioană, dar oficial Juventus este formația gazdă. O pasă către Wallace, presat acolo de William de Amorim și Daniel Benzar ratează degajarea. Wallace luptă pentru balon. Edi Niorești știe cum să-și creeze acolo loc. Intervine Wallace, Benga trimite, însă vine din spate Romario Benzar, blochează Carabela. Corner pentru oaspeți. Denis Mann și Romario Benzar lângă minge. Probabil va centra Romario Benzar. O centrare bună și este ocazie pentru Nedelcu. Nu. Lucian Filip a fost cel care a trimis peste poartă. Spuneam că n-a mai jucat de foarte multă vreme într-o partidă oficială. Desigur, nici nu am scris de foarte multă vreme pentru roșialbaștri. Lucian Filip a trecut peste 3 accidentări grave în ultimii ani. Lucian Filip, intervenție hotărâtă acum a lui Pleașcă, însă o intervenție regulamentară. Constantin Budescu în centrul acestei imagini. Doar 5 oameni sunt pe lista rezervelor formației oaspete, iar 2 dintre ei sunt tinerii Grecu și Secui. E posibil să-l vedem pe Budescu undeva spre finalul jocului. Filip se descurcă foarte bine în duelul cu Băjenaru, avansează Lucian Filip, nu poate fi deposedat acolo, pasă pentru Daniel Benzar mai departe la Nioere. Nioere în preajma careului francezul, avea prea mulți adversari în preajmă, dar de remarcat modul în care a dus contraatacul Lucian Filip. Nedelcu până la Denis Mann, primește acum Romario Benzar, centrare respinsă de Wallace, aflat lângă Nioere. Sesar acum. Stoenac. Se pare că Stoenac și Alexandru Zaharia au făcut schimb de locuri. Acum Stoenac este în partea dreaptă a liniei de mijloc. Artur George combină cu Lucian Filip. Pleașcă, Pintili, presat de Sesar. Nedelcu trimite la Mihăescu. Benga acum. La un moment dat s-a vorbit despre un interes al celor de la FCSB pentru Alexandru Benga în urmă cu câteva sezoane. Lansare bună pentru Stoenaca lui Băjenaru. Din nou Băjenaru ratează șutul. Cât de bine a trimis mai devreme Liviu Băjenaru pentru Stoenac. Furios oprița că ai lui au ratat o asemenea oportunitate. Pintilii. Denis Mann. Daniel Benzar, un alt puști din lotul roșalbaștrilor. Intervenție hotărâtă a lui Călințaru acolo. Și s-a ciocnit cu Pleașcă. Probabil au nevoie de îngrijire ambii jucători. Da, am văzut pe această reluare foarte bine ce s-a întâmplat, cum au stat lucrurile în duelul dintre Călințaru și Pleașcă. Lucian Filip către Nedelcu. S-a mai stins din entuziasmul formației lui Daniel Oprița față de ceea ce am văzut în primele 20-25 de minute ale acestei partide, mai ales după ce în minutul 22 Romario Benzar a adus egalarea pentru trupa lui Nicolae Dică. Wallace presat acolo de Filip, care reușește recuperarea. Miere pentru Daniel Benzar. Renu Stoian reușește să pareze.
Oprița, gata să ajungă pe teren, extrem de supărat pe George Călințaru. Deși nu cred că el a fost vinovatul la faza de mai devreme, respinge Artur George. O primă repriză, iată, cu foarte multe evenimente. Vor avea ce discuta, ce analiza la pauză Helmut Adam, Gabi Balin și Radu Naum în studioul emisiunii Fotbal Club. Un aspect de ordin statistic interesant. Este a cincea etapă consecutivă în care FCSB este condusă. E o chestiune care trebuie analizată destul de bine. Lucian Firi pentru Nioere, mai departe către Benzar. Daniel Benzar blochează însă Benga. Din nou pericol la poarta formației gazdă. Băjenaru ratează acolo pasa. Nedelcu pentru Deamorin. Deamorin de această dată păstrează baronul, nu-l mai pierde. Lucian Filip, Daniel Benzar, Deamorin, Daniel Benzar, din nou Deamorin. Combinații frumoase, chiar dacă într-o zonă oarecum neutră a celor de la... combinația ale celor de la FCSB. Denis Man acum șut în blocajul lui Mihăescu și Carabela îi trimite portarului Stoian. Probleme medicale pentru Alexandru Benga. Mingea am crezut că va fi degajat în afara terenului de Stoian și Stoian credea asta, dar a avut alte planuri Alexandru Zaharia. Ciprian Petre, Valentin Bărbulescu, Ovidiu Morariu, Florin Ștefan, Cătălin Țâră și Nica Zalamidze sunt jucătorii de câmp de pe lista rezervelor formației gazda. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live, retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. La Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, Juventus și FCSB sunt în egalitate 1-1. Artur George a marcat în propria poartă în primul minut al partidei, iar Romario Benzar a adus egalarea pentru echipa lui Dică în minutul 22. De duminica viitoare veți putea urmări la DigiSport și mai multe partide în direct de pe acest stadion Ilie Oană, și asta pentru că începe noul sezon din Liga a 3-a. Iar toate meciurile pe care Petrolul Ploiești le va juca pe teren propriu vor fi în direct la DigiSport. Primul meci așadar, duminica viitoare. Pasă pentru Nioere, mingea de la Denis Man. Gol! FCSB preia conducerea. Denis Man la treia reușită din acest campionat. Foarte frumoasă și această combinație a jucătorilor lui Nicolae Dică. O să o revedem imediat. Denis Man marchează, iată, și de vreme poate să înscrie și în prima repriză a unei confruntări, nu doar aproape de finalul meciurilor. Din nou pasa lui Deamorin și modul în care fructifică Denis Man cu Benga acolo pe margine. Primind îngrijiri din partea medicilor, s-a marcat acest gol. Acum e pasa decisivă a lui Edi Nioere sau lui Iulian Deamorin, pentru că a atins balonul ușor și vârful francez. Mihăescu, luat în primire acolo de Pintili, trece Mihăescu. Ivan Cesar. Zaharia este deposedat de Denis Man. Revine însă Alexandru Zaharia. O pasă pentru Stoenac, Eseniță și nu riscă, boxează Pintili pentru o pleașcă. Pleașcă trimite riscant, Măzărache recuperează în fața lui Artur George. O pasă spectaculoasă pentru Stoenac, mai departe la Cesar. Vine acum centrarea lui George Călințaru. Nu, este o acțiune a lui Călințaru.
Suntem cu 7 minute înainte de pauză. Avantaj pentru FCSB. Golul marcat de Denis Mann reprezintă reușita cu numărul 4.000 a roșialbaștilor în prima ligă. Aveau 3.998 de goluri roșialbaștri înainte acestui joc, au ajuns la 4.000, tot la 4.000 de goluri pot ajunge în această rundă sau în cele următoare cei de la Dinamo. Dinamo joacă luni seară pe teren propriu contra celor de la Șef și Sfântul Gheorghe Pintili. Este deposedat acolo de Ivan Cesar. Cesar la marginea careului. O pasă interesantă pentru Băgenaru. Pleașcă degajează până la Carabela. Centrarea lui Carabela. Băgenaru șterge acolo balonul pentru Stoienac. Stoienac scoate cornerul după duelul cu William de Amorim. Parcare ceva Stoienac din încăpățânarea pozitivă, să spunem așa, a lui Daniel Oprița, a jucătorului Daniel Oprița. Cornerul este executat de Liviu Băjenaru. Băjenaru la colțul scurt, a prelungit Măzărache și Wallace a trecut pe sub minge acolo la colțul lung. Băjenaru, vorbeam și mai devreme despre el, că a marcat în urmă cu 3 sezoane, noi revedem reușita lui Denis Mann, că a marcat în urmă cu 3 sezoane un gol important pentru roșialbaștrii, însă nu în tricoul celor de la FCSB, era atunci la Gazmetan Mediaș și cu puțin înainte de finalul sezonului, Gazmetan Media se impunea în fața celor de la SEA Târgu Mureș, formație cu care FCSB lupta pentru titlu, cu un gol semnat de Liviu Băjenaru. Era campionatul 2014-2015, decis chiar în ultima rundă. Pasează Filip pentru Dea Morin. Ratează pasa Daniel Benzar. Cesar acum. Zărache n-a fost faultat aici, cel puțin în opinia arbitrului Marius Avram. Lucian Filip îi trimite lui William de Amorim, primește balonul Pintidi, a rămas întins pe gazon Măzărache, probabil se va ridica Denis Mann, avansează Denis Mann la pressing acolo Daniel Benzar, nu greșește însă Relu Stoian, un portar de mare viitor, Relu Stoian, la ceea ce a arătat în debutul acestui sezon de primă ligă. Pintili pentru Nedelcu. Pintili. Lucian Filip pus acolo în încurcătură de Stoienac. Pintili până la pleașcă de Amorim. Iese primul dribling și al doilea, să vedem pasa, este una bună pentru Daniel Benzar. Daniel Benzar încearcă să depășească pe Wallace, mai puternic brazilianul, trimite Cesar pentru Stoienac, arată bine contraatacul formației gazdă, în dreapta a sprintat Wallace, primește acum brazilianul, Wallace la finalizare, șut, prinde Niță! Frumoasă acțiune! Dar cred că și Oprița și ceilalți jucători ai lui Juventus ar fi preferat ca la finalizare să se fie aflat un om de atac, nu un fundaș, într-o asemenea situație cel puțin. Pintili combină cu Lucian Filip, primește Daniel Benzar, Mihăiescu a intrat acolo tare, scoate lovitura liberă Daniel Benzar. Pintili către Romario Benzar, s-a retras foarte bine Carabela. Alexandru Zaharia în centru la Băjenaru. Benga, Mihăescu. Măzărache, nu iese acolo combinația cu Ivan Cesar și balonul ajunge din nou la Florin Niță. Iată
sunt menajați pentru această partidă toți jucătorii de câmp, nu și golkeeperul Florin Niță, el e ținut în priză, să spunem așa, de Dică. Întoarce balonul William de Amorim în combinație cu Daniel Benzar. De Amorim a vrut prea mult aici și a fost blocat de Mihăescu. Cesar încearcă lansarea lui Măzărache. Cât de iute este Măzărache. Talonat acolo de Nedel cu Artur George, reușește să respingă. Cât de mult timp au alergat roșialbaștri după un fundaș central. Carabela, centrare ratată, Pleașcă. Nu cred că a știut ce vrea să facă mai devreme Pleașcă, pentru că a dat senzația că așteaptă ca mingea să fie degajată de Florin Niță. Nioere acum într-un duel cu Wallace. Nioere blocat. Recuperarea este a lui Mihescu. Așteaptă degeaba francezul acordarea unei lovituri libere. Nu e primul duel în cinci al acestui joc. Recuperează acum Pleașcă. Am ajuns deja minutul 42 al confruntării. FCSB în avantaj 2-1 după ce Juventus a avut 1-0. Oarecum ceea ce am văzut în duelul dintre Concordia Chiajna și Roșialbaștri, atunci însă golurile meciului au venit în partea secundă a confruntării. Lucian Filip, o diagonală pentru Denis Man. Benga, Man reușește recuperarea, e ajutat în acea zonă de Romario Benzar. Man centrează, l-a căutat pe Nioere. Cesar greșește, Pleașcă, Pintili, combinație cu Filip. Au mai jucat în foarte multe rânduri împreună Pintili și Lucian Filip. Se cunosc foarte, foarte bine. Daniel Benzar încearcă să depășească acolo pe Benga. Mihăescu, Cesar. Avansează croatul. Băjenaru. Practic vorbim despre un sistem 4-2-3-1 la trupa lui Oprița, cu Cesar și Mihăescu mijlocaș defensiv și cu Băjenaru mijlocaș central ofensiv. Călințaru într-un duel cu Pleașcă, pasă bună aici către Stoenac. Nedelcu reușește să-l blocheze, este corner pentru cei de la Juventus, care cred că au avut una dintre cele mai bune prestații din acest sezon, în această primă repriză. Nu cred că este o exagerare. Au condus, au mai avut și alte ocazii. Băjenaru bate scurt pentru Măzărache. De Amorim reușește să-i sufle mingea acolo lui Băjenaru. Centrare prea puternică a decarului. Stoenac ține mingea în teren pentru Carabela, căruia nu iese preluarea. Denis Man încearcă să profite și reușește să-l deposedeze. E fault de galben, probabil, da. Iulian Carabela este și el avertizat. Iată, singurele galbene au fost încasate de oamenii pe care îi vedem în acest duel. Carabela și Denis Man. Și Ivan Cesar a fost, se pare, avertizat și el a încasat galben. La această fază suntem în prelungirile primei reprize, un singur minut suplimentar. Pasează Nedelcu pentru Artur George, tatălui pe care îl chema tot Artur George, a fost la rândul lui fotbalist profesionist și fundaș central. Pasă pentru Nioere. Benga a lăsat până la urmă mingea bine pentru Relu Stoian. Cesar. Da, Cesar probabil a văzut galben pentru proteste. Aceasta este explicația. Nu făcuse nimic înainte să protesteze. Măzărache, Stoenac și acum Călințaru. Călințaru într-un duel cu William de Amorim.
Călințaru, fost jucător al viitorului. Centrarea lui Stoenac, a intervenit bine Artur George. Nuere într-un nou duel cu Alexandru Benga și să vedem dacă mai este timp pentru un atac al roșialbașilor. Suntem deja în al doilea minut al prelungirilor primei reprize. Artur George pentru Lucian Filip și este final de primă parte aici pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Juventus, FCSB 1-2 după ce a fost 1-0 pentru formația gazdă, imediat Fotbal Club, apoi într-un serv de oră ne întoarcem pe acest stadion superb.
Meci bizar la Ploiești, cu unul cele mai rapide autogoluri din istorie, e unul din Estonia, îl vom revedea în 8 secunde și câteva zecimi. Sunt 12 secunde al lui Artur George, care a debutat cu gol la FCSB, după care, sigur, lucrurile au luat-o în zona firească, în condiție, sigur, în care chiar dacă e cu echipă de această experimentală, FCSB reușește să conducă cu 2-1 pe Juventus. Helmut Ducadam, Gabi Balin, glumeam cu Helmut, spuneam că Niță nu a fost pregătit, nu a știut cum trage Artur George la poartă, de aia a încasat acest autogol atât de rapid. Da, sigur că după aia au fost mai simpatice pentru FCSB. Dar ăsta e riscul, Helmut, am senzația, când pui așa oastă de strânsură pe teren, fără relații de joc, fără omul ăla abia coborât din avion, era cu piciorul ăla, cred, cu care a coborât din avion, a dat autogol. Mine a fost un gol imparabil. Deci, da. Chiar în vincul. Sigur, bar. Mai glumim acum, dar e foarte greu să joci practic cu echipier cu care tu te atingi la două zile. Și pe mine mă surprinde de ce Pică insistă să-l folosească pe funda stânga, pentru că nu are nicio treabă cu acest post. Săracul e pierdut în spațiu acolo și cred că nu-i vina lui, pentru că el nu știe să joace. El e fundaș dreaptă, să spun. El nu știe să joace. Se vede și situația care a avut-o pe singur acolo la centrare, cu piciorul stâng, nu-i cel mai la îndemână ca să centreze. Și stă rău în teren acolo. Dar spune de ce, pentru că el nu intră niciun fel în planul lui Dică și acum, pentru că trebuie să odihnească practic majoritatea jucătorilor, ceea ce nu face Sporting, atenție, care are 4-0 cu Guimaraes, se spune două goluri fabuloase lui Bruno Fernandes, e o altă tactică, atunci el are nevoie acolo de un jucător. Bine, aici trebuie să puțin te contrazic. Normal că Sporting joacă cu echipa, sau cu prima echipă, deoarece ei n-au meciuri. Ei sunt la al treilea meci. Încearcă să joace la noi, intervine deja oboseala. Nu zic că e rău sau că e bine, am spus că e altă tactică, da, lor. Dar, da, de asta pleacă, să revenim la el, de-aia îl folosește acolo. Este singur om disponibil să-l folosească, probabil că l-ar folosi oriunde, n-ar avea un om, deoarece oricum el nu intră în planul lui. Din păcate, nefiresc. Din păcate, nu se descurcă pe acest post. În rest, mi-a plăcut Niță, la fel de hotărât cum a fost și în ultimele partide, și mi s-a părut că Filip a intrat bine în joc. Da. După atâta timp, a dat acolo la mijloc pase. Dar și el putea joca funda stânga, dar săracul nu mai știu de atâta vreme, cred că chiar două de atâta meciuri, vreme. Trei, da, și oricum cred că e mai util acolo la mijlocul terenului. Dar interesant, Gabi, ce poate să... Bine, Juventus, care vrea foarte mult, dar poate foarte puțin, asta este clar, dar interesant ce propune FCSB cu acești jucători, cu Benzar, care dă gol din lovitură liberă. Benzar bătea lovituri și la viitor, dacă ți-o amintești. Dacă nu mă înșel, cred că a și marcat din lovitură liberă. Acolo e un jucător care execută bine, dar eu cred că e și o greșeală de portar. Stoian prea ușor a luat golul acela, adică avea timp să plece mai repede. Uh-huh. Dar mie ce nu mi-a plăcut, bun. Eu sunt de acord cu ce a spus tot și mai ales Helmut. Acum, de curând, a spus că doi jucători centrali, fundaș central, care nu joacă, n-au jucat împreună. Și mai devreme s-a spus că s-au antrenat două zile. Total de acord. Nu sunt relații de joc. Dar fiecare post are niște principii. Tu, ca fundaș central, trebuie să ai niște calități, nu? Ca să joci acolo, să fii bun la cap, să fii bun unul contra unul marcatul, să fii puțin mai rapid, agil. Și eu m-am uitat acum prima repriză la ambii fundași centrali, în special, adică am lăsat pe ceilalți. Foarte multe greșeli. Deci în afară de autogolul pe care și l-am scris și care se poate întâmpla oricui și din punct de vedere moral, sigur că te poate da la pământ, nu mi-a plăcut nimic la Artur George. Nu mi-a plăcut serviciul, în afară de niște pase laterale care sunt simple. Orice pasă care a încercat să o dea în profunzime s-a greșit. La cap, depășit, dacă s-au ce aminte, au mai avut o ocazie cei de la Juventus cu capul, da? Tot de lângă el. Au mai avut o situație tot de lângă el când a alunecat, așa alunecat. Măzărache a făcut ce a vrut cu ambii jucători. Da, primul gol, cine e jucătorul? Nedelcu este cel care este întors ușor. Da? Pentru că Nedelcu niciodată nu e fundaș central. Pentru că nu are calități de fundaș central. El, cred că de asta și Gică l-a pus mijlocaș central. În primul rând, nu e rapid, nu se întoarce rapid. Doi, la mână, nici nu-i place.
urăște postul ăsta, asta ți-o spun sigur, că știu. Nu-i place să joace fundaș central. E multă responsabilitate. Lui place jocul cu mingea, îi place să plece, să lege cumva jocul între apărători și mijlocași. Deci asta spun și termin, că nu e nicio soluție cu niciunul dintre ei. În momentul ăsta, hai să nu fim categorici la Artur Joși, că trebuie să-l mai vedem. Da. Dar bine, s-am spus ce am văzut. Da, e foarte interesant. Ne oprim aici, o să avem mai mult timp de vorbit, de luat reacții la finalul acestei partide. Nu uita, Simona Halep joacă în această seară semifinala cu Sloane Stephens de la ora 23 pe Digi Sport 2. Dacă intră în finală, joacă împotriva Muguruza, care a terminat învingătoare în semifinala ei împotriva Plișcovei. Ne reîntoarcem la finalul meciului.
revenit la Ploiești pe stadionul Ilie Oana pentru repriza secundă a duelului dintre Juventus București și FCSB, meci din etapa 7 a primei ligi a României. Au fost 45 de minute cu evenimente. Aici în Prahova a fost 1-0 din secunda 12 pentru formația gazdă, pentru formația lui Danilo Priță, în urma unui autogol extrem de spectaculos semnat de portughezul aflat la debut la FCSB, Artur George. Revedem acum faza. Vă spuneam că e un autogol foarte, foarte, uite, probabil că vorbim despre cel mai rapid autogol din istoria primei ligi a României sau de unul dintre cele mai rapide autogoluri din istoria primei ligi a României. În același timp este cel mai rapid gol al acestui campionat. Detronează într-o astfel de ierarhie autogolului Artur George, reușita lui Miron din partida Botoșani, Șef și Suntu Gheorghe din debutul acestui sezon. Romario Benzal a dus egalarea pentru oaspeți din lovitură liberă, minutul 22, prima reușită pentru el în tricoul roșu-albastru după transferul de la Viitorul, iar în minutul 34, după această fază, pasă William de Amorim. Apoi balonul este atins și de Eddie Nuere. Denis Mann aduce în avantaj formația oaspete. Era minutul, repet, 34. Câte o schimbare în fiecare tabără în startul acestei reprize secunde. La formația gazdă va intra mijlocașul georgian Nica Zalamidze, jucător ajuns la Juventus București după debutul acestui campionat. Iar la formația oaspete va intra Vlad Achim. Imediat aflăm în locul cui Vlad Achim, un mijlocaș central. Pintilie în continuare pe teren. În locul lui Daniel Benzar. Probabil Vlad Achim va evolua ceva mai avansat în acest meci, nu pe poziția pe care l-am găsit în mai multe rânduri la FCSB, cea de mijlocaș defensiv, va juca mijlocaș ofensiv. Începe repriza secundă, oaspeții au lovitura de start. Spuneam că au fost foarte multe evenimente în primele 45 de minute. Evenimente interesante se petrec însă în acest moment și pe celelalte canale DigiSport. Pe DigiSport 2 avem tenis în direct de la Cincinnati. Este o semifinală din turneul masculin între John Isner și Grigor Dimitrov. Apoi este confruntarea dintre Simona Halep și Sloane Stephens. De asemenea, din semifinale, Achim în preajma careului advers, pasă pentru William de Amorim. E blocat brazilianul, e în duel cu compatriotul lui Wallace. De Amorim scos în afara careului, continuă însă William de Amorim, se căpătânează acolo, prinde Relu Stoian. Spuneam că pe DigiSport 2 este tenis în direct de la Cincinnati. Pe DigiSport 3, Girona Atletico Madrid este 2-0 pentru formația gazdă debutantă în prima ligă după dubla lui Cristian Stuani, iar pe DigiSport 4 este Verona-Napoli din prima etapă din Italia. Scorul puțin întrevenire era 0-0. Vlad Chiricheș, fostul jucător al roșu-albaștrilor, este titular în centrul defensivei napoletane alături de Koulibaly. Intervine Nedelcu. Sare acolo Benga în duelul cu Nuere, pasează Achim pentru De Amorim. Au fost foarte agresivi fundașii centralei gazdelor, Wallace și Benga, în duelurile cu Eddie Nuere, conștienți de forța celui poreclit bizonul, încearcă să-l blocheze departe de poartă. Nedelcu recuperează aici Benga, Alexandru Zaharia până la Wallace. Zalamidze ocupă exact poziția pe care a avut-o în prima repriză omul pe care l-a schimbat, Stoenac, cea de mijlocaș lateral. Pasează Mihăescu, lansare acum a lui Călințaru, este atent Pintili în duelul cu Alexandru Zaharia, pleașcă, e blocat. Încă o dată distribuțiile, Juventus București cu Relu Stoian, Călințaru, Benga, Wallace, Carabela, Mihăescu, Alexandru Zaharia, Cesar, Băjenaru, Zalamidze, locuitorul lui Stoenac și Măzărache, oaspeții de la FCSB. La prima întrerupere a jocului vă voi spune și formula lor. Pe direcția baronului Marius Avram, o pasă lui Alexandru Zaharia pentru Măzărache, aflat în duel cu Artur George. Alexandru Zaharia
pasă pentru Cesar. Se întoarce acolo Cesar foarte frumos. Să vedem execuția croatului prinde Niță. Balonul a fost deviat ușor de Lucian Filip. FCSB cu Florin Niță, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu, Artur Jorj, Pleașcă, Pintili Filip, Denis Man, Achim, locuitorul lui Daniel Benzar, William de Amorim și Edi Nioere. Avem desigur și rezervele din cele două tabere după acest atac, însă Achim pentru Nedelcu, Denis Man. A avut o prestație bună în prima repriză Denis Man, Achim, Pintili, Man, saltă acolo baronul, cred că pentru Achim, De Amorim ratează pasa pentru același Achim. Călințaru combină cu Alexandru Zaharia. Pintili recuperează, mingea este acum la Dragoș Nedelcu. Primește Denis Man, mai departe către Romario Benzar, centrare pentru Nioere! Să vedem dacă e corner, da, balonul a fost deviat, a fost atins de un jucător al celor de la Juventus, să vedem mai bine pe această reluare, iată, Carabela a fost pe traiectoria balonului. Stăncioiu, Budescu, Secui și Robert Grecu mai sunt pe lista rezervelor oaspeților după intrarea lui Vlad Achim. Mingote, Ciprian Petre, Bărbulescu, Morariu, Florin Ștefan și Cătălin Țiră pe cea a gazdelor după ce a fost introdus Nica Zalamidze. Corner pentru oaspeți, Denis Man și Romario Benzar sunt lângă minge. Probabil tot Romario Benzar va executa, așa cum au stat lucrurile și în prima repriză. Da, el este cel care centrează, însă trimite într-o zonă părăsită de Pintili, care nu obține nimic de pe urma acestui duel. Călințaru până la Cesar, Mihăescu respinge, Artur Jorj, vorbeam și în prima repriză despre el. Are o poveste foarte interesantă. Nioere recuperează în fața lui Mihăescu. Edi Nioere, tare, dar peste poartă. Revin la ideea anterioară, cea legată de fundașul central portughez Artur Jorge. Vă spuneam că a primit în această săptămână 23 de ani și că a fost adus în urmă de plumb pentru un sezon de la formația portugheză Sporting de Braga. Dincolo de asta, Artur Jorge spunea că are o poveste interesantă, pentru că el inițial în această vară a fost împrumutat la Mucron în campionatul Belgii, la formația pregătită de Mircea Reni, pe care o vedem des pe canalele Digi Sport. Acolo era inflație la capitolul fundaș central, o situație inversă față de cea de la FCSB. S-a întors la Braga și în cele din urmă a ajuns în România. Denis Man pasă pentru Pintili. Achim din prima la William de Amorim, Pleașcă face o preluare pe poziție viitoare, ține mingea în teren acolo Pleașcă, nu, balonul a ieșit. Au trecut, iată, 6 minute aproape din această repriză secundă, în continuare în avantaj trupa lui Nicolae Dică. Un lucru interesant, FCSB caută în această seară a patra victorie consecutivă în deplasare în campionat, unul dintre succese fiind înregistrat în finalul stagiunii precedente, dar roșialbaștrii n-au mai învins la două goluri, la mai mult de două goluri diferență în deplasare de foarte, foarte multă vreme. Mai precis din octombrie 2016, de la un meci jucat contra celor de la CSM Poliaș, un meci în care marcau Tama și Denis Man. Denis Man aflat atunci la prima reușită pentru FCSB, centrare pentru Măzărache, aflat însă în offside. S-a zbătut mult și în prima parte a acestui joc Simon Măzărache. El a provocat, să nu uităm, autogolul lui Artur Jorj. Și a fost offside. Denis Man, Nioere. Nu este prima variantă pentru postul de atacant central la FCSB din Nioere, dar cu toate astea este golgheterul echipei, cu 4 reușite în acest sezon, urmat îndeaproape
de acum de Denis Mann, care are 3 goluri. Călințaru pasă pentru Alexandru Zaharia, frumoasă incursiunea lui Alexandru Zaharia, pleașca a fost însă atent, degajează Artur George, Nuere, părea că a sărit în contratimp de Amorin, Măzărache, Călințaru acum, Alexandru Zaharia, frumoasă pasa lui Măzărache, nu este offside, Călințaru pe lângă poartă! Ce ocazie irosește George Călințaru! Incredibilă ocazie, am văzut ceva asemănător în etapa trecută, în meciul dintre ACS Poli Timișoara și Viitorul. Atunci Ciucur a încercat o finalizare asemănătoare cu exteriorul, șutează Filip, respinge Relu Stoian, iată cât de repede s-a mutat acțiunea la cealaltă poartă. Lucian Filip a avut culoar, n-a venit niciun adversar să-l blocheze și a încercat și el norocul. Spuneam că a trecut peste mai multe accidentări grave. E un istoric foarte interesant al problemelor lui medicale. În noiembrie 2013 suferea prima accidentare gravă Lucian Filip. Urma o alta în mai anul trecut. Centrează Denis Mann pentru Nedel cu mingea. Se respinge la Pintili! Încă ocazie pentru FCSB. Iată reluarea. Poziția a fost bună, iar Pintili știe cum să șuteze. Încă o dată, ocazia uriașă de egalare a celor de la Juventus București. Frumoasă devierea lui Măzărache. Zalamidze i-a cerut mingea lui Călințaru pentru că se afla într-o poziție bună. Călințaru s-a uitat doar spre poartă. Vă reamintesc ceea ce spuneam mai devreme. Este foarte asemănătoare această ratare a lui Călințaru cu cea pe care a avut-o Alexandru Ciucur în meciul dintre ACS Timișoara și Viitorul. Mihaescu, Cesar, cer scuze, este favoritat acolo de Pintili. Combina Cesar și Zalamidze. Wallace. Bășenaru pasă pentru Alexandru Zaharia. Alexandru Zaharia trimite către Bășenaru. Excelentă intervenția lui Mihai Pintili. Forțează acolo pătrunderea Zalamidze, mutat, iată, în partea dreaptă, în căutarea balonului. Jucătorul georgian trimite în spate Alexandru Zaharia, Ivan Cesar, Pintili pe direcția baronului, Măzărache este acolo, Niță, evită Niță, Măzărache nu s-a mai dus după minge, fiind sigur că va fi lovitură de la colții de cupa lui. Lăsat acolo Venga de Edie Noere, nevoie să întoarcă pentru Relu Stoian. Iată, avem multe evenimente ca și în prima parte acestui duel și acest lucru ne bucură pentru că vedem fotbal spectaculos. Imediat după meci, toate reacțiile la Fotbal Club așteaptă Radu Naum și invitații săi, Helmut Ducadam și Gabi Balint. Bășenaru într-o poziție bună, Pintili îl faultează, chemat la ordine de arbitru Marius Avram. Mihai Pintili, dacă mai faultezi odată o să-ți arăt cartonașul galben. Acesta pare mesajul lui Marius Avram pentru mijlocașul defensiv al Roșialbaștilor și în același timp capitanul Roșialbaștilor în acest meci. O poziție destul de bună pentru cei de la Juventus București. E o poziție asemănătoare cu cea pe care a avut-o în prima repriză Romario Benzar, din care Romario Benzar a reușit să marcheze golul de 1-1. Șut al lui Bășenaru, prinde Florin Niță. Repunere pentru Pleașcă, e acolo Călințaru și este faultat evident de Marian Pleașcă.
Greșește Cesar, a trimis direct în afara terenului jucătorul croat. V-am făcut mai multe recomandări din programul serii de astăzi de pe canalele DigiSport și mâine avem foarte multe lucruri interesante. Barcelona înfruntă pe Betis, Real Madrid pe Deportivo La Coruña în prima etapă din Spania. Tot mâine ne vedem la lucru pe Anderlecht, Marseille, Roma, Bilbao, Inter, Fiorentina, Milan și Paris Saint-Germain. Amănunte găsiți pe site-ul nostru digisport.ro. Tot mâine sunt finalele de la Cincinnati. Sperăm să vedem în ultimul act pe Simona Halep. Pasa lui Măzărache pentru Zalamidze. Centrează georgianul, respinge pleașcă. Wallace îl depășește acolo pe Nioere. Bojenaru. Mihaescu, din nou Wallace. Bojenaru. Zalamidze către Carabela. Benga. Se întoarce frumos acolo Cesar Măzărache, în continuare foarte influent în jocul echipei lui. Nedelcu face aici fault. A fost tras acolo Măzărache de Dragoș Nedelcu, păcălit fostul jucător al Viitorului. Iată cât de fină a fost această preluare a lui Simon Măzărache cu exteriorul și a făcut mingea pentru continua acțiunea. Călințaru, Zalamidze la marginea careului, se opune acolo Artur George. Ei, o titularizare realizată în timp record, să spunem, cea lui Artur George. Marți el semna contractul cu FCSB, miercuri viziona meciul dintre Sporting Lisabona și formația roșalbastră, joi se întorcea cu echipa la București, probabil ieri făcea un antrenament, acum este în primul 11, primește aici Călințaru în poziție bună, centrarea lui Călințaru, Denis Mann respinge, Filip și Pintili în acea zonă, prelungire pentru Achim, Achim deposedat, era între trei adversari, Bojenaru primește Alexandru Zaharia. Călințaru, din nou Alexandru Zaharia, frumoasă combinație, Zaharia, Măzărache pentru Cesar, șut ratat al lui Ivan Cesar. Ești pregătit? Jocul începe acum. Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live, retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Ne-am întors spre stadionul Ioana din Ploiești. Juventus FCSB 1-2 în ultimul meci de astăzi din etapa 7 a primei ligi a României. Ați auzit probabil aplauze, nu s-a întâmplat nimic deosebit pe teren. Pur și simplu, Constantin Budescu este la marginea terenului și va intra, va reveni astfel după accidentare. Acum Zalamidze în acțiune, Zalamidze blocat de Nedelcu. Pintili rezistă acolo în duelul cu jucătorul georgian, dar nu iese pasa. Trimite direct la Budescu. Lucian Filip vede un cartonaș galben pentru acest fault din spate făcut mai devreme asupra lui Liviu Bojenaru. Imediat este înlocuit cu Constantin Budescu. Lucian Filip a revenit în această seară, vă reamintesc, într-o partidă oficială după o pauză lungă. Vorbeam de istoricul accidentărilor lui. În noiembrie 2013 suferea prima accidentare gravă. În mai 2016 se accidenta din nou la un antrenament. În ianuarie avea din nou probleme. În ianuarie în acest an a jucat după mai bine de un an o partidă oficială Lucian Filip. Budescu a intrat în locul lui. Budescu s-a accidentat în partida tur cu Victoria Pilsenii din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. De atunci n-a mai jucat pentru
roșalbaștri de la un meci în care marca un gol frumos din lovitură liberă. Să vedem cum se va descurca în această seară. Probabil îi oferă minute, 30 de minute Nicolae Dică pentru a intra în ritm pentru duelul cu Sporting Lisabona. Atunci probabil nu va lipsi din primul 11 Constantin Budescu. Grecu și Secui se încălzesc și ei. Speră să prindă minute. Doar unul va putea fi însă utilizat. Dica a efectuat deja două schimbări. Faul făcut de Mihăiescu asupra lui William de Amorim. Budescu bate această lovitură liberă. Fost jucător al Petrolului, Constantin Budescu, nu a apucat să joace în calitate de fotbalist al Ploieștenilor pe acest stadion. Constantin Budescu, Mihăescu pe traiectoria balonului respinge Carabela, însă doar până la Romario Benzar. Mihăescu mai iute acolo, intervine Pleașcă, duel între Călințaru și Nedelcu, câștigat de jucătorul gazdelor. Pe digisport.ro, pe site-ul nostru, găsiți golul marcat din lovitură liberă de Gabi Torje pentru formația turcă Karabükspor. De asemenea, găsiți o realizare tehnică de senzație a lui Nabil Fekir pentru Lyon, partida de astăzi cu Bordeaux, un meci terminat cu scorul de 3-3, aveți rezumatul întâlnirii, după ce Lyon a condus cu 3-1. O pasă pentru Măzărache. Minge trimisă însă direct în afara terenului. Îl vedem pe Artur George, pare ușor dezorientat în aceste imagini. Spuneam că e o titularizare venită în timp record. Probabil nu cunoaște numele tuturor colegilor, ținând cont de faptul că se află de câteva zile la echipă. Alexandru Zaharia pentru Călințaru. Cesar Zalamidze, din nou Ivan Cesar, așteaptă o centrare Măzărache, balonul ajunge la Băjenaru. Măzărache, o combinație cu Băjenaru, pătrunde Băjenaru, o, Niță reușește să respingă, apoi se pare că a fost faultat. Ce fază, ce ocazie pentru formația lui Daniel Oprița. Se pare că s-a ridicat și Faniunul. Da, probabil la poziția lui Zalamidze a fost offside, la Băjenaru nu putea să fie. Iată, el vine de aici din spate, dar nu e nici la Zalamidze. E o eroare, pentru că Zalamidze se afla la rândul lui în poziție regulamentară. Însă, probabil e ceva petrecut în ultima parte a fazei, motivul pentru care a fost oprit jocul. O pasă a lui Artur George întoarce Pleașcă până la Budescu. Budescu încearcă lansarea lui Edi Nioere, aflat într-un nou duel cu Wallace. Câștigă Wallace, aduce așa puțin din punct de vedere al stilului de alerga și al ținutei pe teren Wallace. Sper să nu vă deranjeze comparația cu fundașul central lui PSG Marquinhos. Budescu, un gest tehnic frumos în fața lui Mihăescu de Amorim. Budescu spre Edi Nioere, faultat acolo de Wallace, în opinia arbitrului cel puțin. Marius Avram se afla în apropiere. Se scandează numele lui Budescu, chiar dacă distanța față de poartă e una mare. Budescu își poate propune să înscrie de acolo, pentru că e posesorul unui șut extraordinar, fostul jucător al Astrei Giurgiu, campion cu Astra.
Un singur om în zid. Probabil cei de la Juventus se gândesc la o centrare, dar Budescu trimite în transversală! Extraordinară execuție. Romario Benzar a continuat apoi faza. Denis Mann scoate aici un out. Iată, din insistența lui FCSB reușește să-și mențină posesia. Încă o dată șutul lui Constantin Budescu pe centrul porții, dar chiar și așa putea să marcheze. Relu Stoian părea depășit aici. Budescu pentru Romario Benzar. Budescu, Zalamidze. Acum pleașcă până la De Amorim, care se întoarce foarte bine, îl depășește pe Călințaru. De Amorim, Edin Ioere, pe lângă poartă. Iluzie optică pentru unii spectatori care au văzut balonul în plasă. Frumoasă acțiunea lui William De Amorim. N-a stat pe gânduri Ioere, s-a întors și a șutat. Akin Budescu. Akin, desigur, retras lângă Pintilii după intrarea lui Budescu. E momentul în care se efectuează a doua schimbare la formația gazdă. Iese Alexandru Zaharia, al cărui ritm a scăzut în această repriză secundă. Intră Ciprian Petre. Ciprian Petre, cel pe care l-am văzut jucând an bun pentru Gazmetan Mediaș, fost jucător însă și la Gloria Fisa și Unirea Urziceni. Cesar, Ciprian Petre și acum Mădălin Mihăescu. Intrăm curând în ultimele 20 de minute ale confruntării de la Ploiești. Juventus condusă acasă de FCSB cu scorul de 2-1. O partidă cu multe faze de poartă, o partidă spectaculoasă. Pintilii către Pleașcă, faultat de Călințaru. Faultul este evident și nici nu a fost contestat de jucătorul gazdelor. Juventus n-a mai câștigat o partidă, Juventus București, n-a mai câștigat o partidă oficială de pe 31 mai din sezonul trecut al Ligii Secunde, de la un 3-0 cu Sportul Snagov. Nu s-a mai impus formația lui Daniel Oprița. Și mai are o problemă Juventus, printre altele. În 6 din cele 7 meciuri ale acestui campionat a încasat gol. Singurul meci în care nu a primit a fost cel cu FC Voluntari. Acum Denis Mann pe jos către Ioere, a intervenit Wallace, sare Akim, respinge Benga. Acum Cesar pierde duelul cu Pintilii. Mihăescu în duel cu Pintilii, care trimite direct la adversar Băjenaru. Pintilii recuperează și încearcă să-i paseze lui Budescu. A respins Călințaru până la Ciprian Petre. Ciprian Petre spre Călințaru. Din Pleașcă, nu, din, mi s-a părut că din Artur Jorș a ieșit din afara terenului. Portughezul îi pasează acum lui Nedelcu. Pintilii, Akin. Pintilii până la Artur Jorș. Pleașcă, De Amorim, Akim, Mihăescu foarte hotărât acolo, cum l-am văzut în multe rânduri în această partidă. Cesar se descurcă bine cu doi adversari în spate, primește Zalamidze. Măzărache așteaptă balonul în centrul careului, pasa este însă pentru Carabela, aflat în duel cu Romario Benzar. Câștigă Carabela, dar după un fault și probabil pentru reacție vede cartonașul galben. Notasem un galben în dreptul lui Carabela din prima repriză, da? Așa stau lucrurile, este al doilea galben pentru Carabela. Vine în minutul 72 de acum. Juventus este în inferioritate numerică, la fel ca în partida cu Dinamo din prima rundă acestui campionat. Atunci era eliminat Mihăescu, acum este eliminat Iulian Carabela.
Da, acest galben nu cred că e dat pentru fault, ci dat pentru reacția pe care a avut-o Carabela. Pentru faptul că a degajat balonul după fluierul arbitrului. Carabela, interesant, a plecat imediat spre tunelul care duce la vestiare. Colegii au înțeles mai târziu că este al doilea cartonaș galben pentru el. Carabela știa cum stau lucrurile. Ciprian Petre a fost retras fundaș stânga de Oprița după eliminarea lui Carabela. Este prima măsură, să spunem așa, lui Oprița. O lansare acum a lui Achim pentru William De Amorim. De Amorim, un dribling, un al doilea. Continuă De Amorim, Hescu în preajma lui. De Amorim centrează pentru Denis Man. A intervenit Ciprian Petre și Juventus merge pe contraatac. Zalamințe păstrează balonul și încearcă lansarea lui Măzărache, respinge Artur George, s-a retras însă foarte bine Pleașcă, Budescu și apoi Pleașcă a respins, De Amorim, lansare pentru Nioere și, oh, ce ciocnire teribilă între Edi Nioere și Relu Stoian, este cartonaș galben pentru atacantul francez. E nevoie de îngrijiri pentru ambii jucători. Edi Nuere nemișcat acolo pe gazon, însă el a fost agresorul. Contactul a fost dur pentru ambii jucători, însă Relu Stoian a avut întâlnirea cu mingea, nu și francezul. Încă o dată pasa lui William De Amorim și iată, da, a fost lovit acolo Nuere, dar repet, omul care a faultat a fost francezul, nu Relu Stoian, care lovește mingea. Avantaj minim pentru FCSB în fața celor de la Juventus. 2-1, vă reamintesc marcatorii golurilor în secunda 12. Artur George marca în propria poartă și Juventus prelua iute conducerea. În minutul 22, Romario Benzal a dus egalarea pentru FCSB din lovitură liberă. În minutul 34, Denis Man a înscris golul care a adus-o pentru prima oară în avantaj pe FCSB. Multe ocazii în repriza secundă, însă trebuie să ținem cont de faptul că din minutul 72 echipa gazdă joacă în 10 după eliminarea lui Iulian Carabela, care a văzut al doilea galben după o reacție nepotrivită. Va intra la formația gazdă Valentin Bărbulescu. Vom afla imediat în locul cui. Să vedem însă acest atac al lui Juventus. Călințaru, De Amorim până la Budescu. Primește Pintibi, Achim acum. Pintibi, Budescu încearcă să se implice cât mai mult în joc. Constantin Budescu a avut o mare ocazie. Toate fazele importante sunt și pe site-ul nostru digisport.ro și desigur analiza completă a jocului la Fotbal Club cu Radu Naum, Gabi Balin și Helmut Ducadam imediat după încheierea partidei. Mâine alte două partide în direct pe Digisport 1 la 18:30. Este viitorul CS Universitatea Craiova la 21, CFR Cluj FC Voluntari, iar runda se va încheia luni cu alte două întâlniri. E momentul în care se produce schimbarea la Juventus, ultima modificare pe care o putea face Oprița. Iese Liviu Băjenaru, intră Valentin Bărbulescu. O altă schimbare post pe post făcută de Daniel Oprița, care nu are un lot numeros la dispoziție. Mihăescu a respins Artur George. Continuă Mihăescu, blocat de fundașul central portughez, care va avea nevoie totuși de o perioadă pentru a intra cu adevărat în ritm și pentru a lupta pentru un post de titular în formula standard a roșialbaștilor. Acolo în centrul apărării deocamdată sunt Larie și Bălașa, vorbesc de formula standard.
Însă mai mult ca sigur nu este ultimul transfer al celor de la FCSB. Vor urma și altele în perioada imediat următoare. Va veni, cel puțin în spusele finanțatorului, încă un fundaș central. Recuperează Teamorim, pasă pentru Budescu, să vedem acest contraatac al celor de la FCSB. Constantin Budescu, în preajma lui este Nioere, pasează pentru Denis Man, a urcat și Romario Benzar. Denis Man către Budescu, i-a pasat puțin cam în spate Denis Man, iar din acest motiv Budescu nu a reușit preluarea. I-a și reproșat acest lucru cu echipierului lui. Din nou Romario Benzar a blocat Țalamițe. Probleme pentru Relu Stoian, probabil probleme apărute după acel duel pe care l-a avut cu Edi Nioere. Cote pe tot fotbalul englezesc, câștigi mai mult cu Betfair. Ești pregătit pentru mai mult? Ultima modificare și în trupa lui Nicolae Dică, Denis Man, și în locul lui intră Robert Grecu. Denis Man e marcatorul golului 2 al oaspeților. Revedem faza din minutul 34. Chiniță are acum probleme. Interesant. Și celălalt portar acum se face schimbarea de care pomeneam sau e amânată, nu ne dăm seama. Florin Niță are la rândul lui dificultăți și cred că Nicolae Dică în momentul ăsta se gândește ce să facă. Dacă să-l introducă pe Robert Grecu în locul lui Denis Man sau să facă schimbarea, să-l scoată pe Florin Niță. Nicolae Dică a avut o reacție foarte interesantă când a văzut că Niță este întins pe gazon și a pus mâinile în cap. S-a temut de o accidentare a goalkeeperului titular. Niță face semn acum că totul este în regulă, că nu are o problemă serioasă. Dică probabil că și-a revenit, a trecut pe lângă un moment tensionat, să spunem. Astfel încât Grecu și-a făcut apariția pe teren în locul lui Denis Man. Grecu a jucat titular într-o partidă din acest sezon, meciul din deplasare cu Concordia Chiajna, a fost schimbat atunci la pauză. Iată-l pe Grecu, jucător împrumutat de Roșii Albaștri de la Viitorul și care a colaborat cu Nicolae Dică la SCM Pitești în sezonul trecut în Liga a 3-a. A contribuit la promovarea celor de la SCM Pitești în Liga secundă. Presează de Amorim, nu greșește însă acolo Valentin Bărbulescu. Wallace, 9 minute plus prelungirile până la finalul acestui joc. Celor de la Juventus cu siguranță le este foarte greu pentru că joacă în inferioritate numerică după eliminarea din minutul 72 a lui Iulian Carabela. Întoarce balonul Țalamițe. Bărbulescu îl păcălește pe Nioere. Pasă pentru Ciprian Petre, un jucător de viteză. Ciprian Petre, Pintili, sare acolo Artur George în duel cu Măzărache și vine șutul lui Bărbulescu. Pintili pe traiectorie. FCSB a jucat în deplasare în 2017 9 partide, a pierdut 2 dintre ele, a înregistrat 5 succese, iar 3 meciuri s-au terminat la egalitate. Doar într-unul dintre aceste meciuri FCSB nu a marcat, contra celor de la CFR. Centrare aici pentru Wallace. Minge ajunge la
Zalamidze. Wallace acum primește Mihăescu, pasă pentru Măzărache. Acum au intervenit roșalbaștri. Călințaru într-un duel cu Budescu, rezistă acolo Călințaru. Cesar nevoie să întoarcă pentru portarul Relu Stoian. Totul în regulă acum cu Relu Stoian. Deamorim cade rău. Faul făcut de Valentin Bărbulescu pe Digisport 4. Verona-Napoli este 0-2 pe Digisport 3. Girona conduce în continuare pe Atletico Madrid cu scorul de 2-0. Vă reamintesc, la 23:15 pe Digisport 3, o altă partidă din Spania, Sevilla contra lui Espanyol. Budescu l-a căutat aici pe Grecu, a intervenit Ciprian Petre, lansare către Măzărache, respinge Artur George, luptă acolo Achim, Mihăescu până la Călințaru, combinație cu Bărbulescu, Călințaru acum către Alexandru Benga. Ciprian Petre. Pintilia a încercat să-l faulteze pe Ciprian Petre, nu a reușit. Pasă pentru Mihăescu în postura de extremă la această fază, Mădălin Mihăescu. Valentin Bărbulescu, din nou Mihăescu. Benga. Zalamidze. Ciprian Petre. Centrare pentru Măzărache, lasă balonul acolo, bine Artur George pentru Floriniță. Achim pleașcă și acum Deamorim, din nou Achim. Frumoasă această combinație dintre Achim și William Deamorim. Apare excelent acolo Wallace și pleacă pe contraatac brazilianul într-o misiune care pare imposibilă. Pintilin faultează pe Wallace și este un faul de galben al lui Mihai Pintilin. Merita cu siguranță galbenul pentru acest fault Pintili, deranjat foarte tare de reacția pe care a avut-o Wallace, însă brazilianul își dorea foarte tare să ajungă în preajma careului advers. El a avut, să nu uităm, o ocazie în prima repriză la capătul unui contraatac. Lovitură liberă pentru Juventus București, pentru o echipă aflată în inferioritate numerică, aceste faze fixe se pot dovedi foarte, foarte importante. Ivan Cesar este cel care execută. Să vedem cât de bine o va face. Cesar trimite către Măzărache-niță! Reușește să prindă balonul. Benga a fost jucătorul vizat de Ivan Cesar. Acum Romario Benzar încearcă lansarea lui Grecu. Cel pe care îl știe de la Viitorul, recuperează însă Ciprian Petre. Ciprian Petre neatent. Grecu faultat de fundașul stânga de conjunctură al gazdelor. Am tot remarcat diverse lucruri de ordin statistic de-a lungul acestei partide. Încă un lucru interesant, autogolul lui Artur George reprezintă prima reușită de pe teren propriu din acest campionat a celor de la Juventus. Pleașcă acum, reușește, o acțiune foarte frumoasă, pleașcă, să vedem pasa pentru Budescu, blochează Benga și ce efect ciudat a luat mingea. Nu este corner, ci repunere de la margine pentru oaspeți. O contră puternică a lui Alexandru Benga. Iată ocazia de mai devreme a lui Benga. Cred că a atins ușor, foarte ușor balonul acolo, Benga. Și putem trece faza la capitolul ocazii. Achim încearcă acolo recuperarea și o reușește. Pasă acum pentru Romario Benzar, aflat într-o poziție bună, Romario Benzar, îi trimite lui Grecu,
vedem dacă va forța pătrunderea Robert Grecu. Așa stau lucrurile. Centrarea lui Grecu respinge Mihăescu și de această dată este lovitură de la colț pentru roșialbaștri. Tot Romario Benzar va executa. Vă reamintesc că a marcat astăzi primului gol pentru roșialbaștri din lovitură liberă. Centrează Romario Benzar, șterge acolo balonul Nedelcu. Pasează Achim pentru... Pasează Budescu pentru Pintili. Din nou Budescu aproape de recuperare. Nedelcu vine din spate. Achim. Grecu alege varianta sigură a unei pase pentru Artur George, iar Lusitanul îl imită aici. O pasă în spate. Niță în zona unde este Nuere, care n-a avut o prestație strălucitoare în meciul de astăzi. N-a mai arătat eficiența din alte partide. Combinație între Mihăescu și Valentin Bărbulescu. Se întoarce acolo Cesar, cerea baronul Călințaru. Îl preferă pe Mihăescu. Nuere din spate. Grecu aproape de recuperare în fața lui Benga. Ciprian Petre minge pentru Zalamidze. Intervine Achim. Mihăescu. Iată cum presează Juventus București în inferioritate numerică în aceste momente, dar totul se termină acolo la 20 și ceva de metri de poarta apărată de Florin Niță. Pleașcă într-o nouă acțiune, începe să-i placă acolo pe stânga, dar pierde balonul. Să vedem continuarea lui Zalamidze. Centrează Georgianu, intervine Romario Benzar, este acolo Ciprian Petre, scoate în spate pentru Bărbulescu. Valentin Bărbulescu. El a jucat la rândul lui pentru Petrolul. Iată, am descoperit multe legături între oamenii aflați pe gazon și Petrolul Ploiești, echipă pe care o să puteți urmăriți la lucru în noul sezon din Liga 3. Toate meciurile de pe teren propriu ale Petrolului vor fi în direct la Digi Sport. Prima întâlnire duminica următoare, când Petrolul joacă aici împotriva celor de la Viitorul Domnești. Intervine Ciprian Petre în duel cu Grecu. Mihăescu, Relu Stoian direct în afara terenului, și asta pentru că un adversar are probleme în Iure. 4 minute de prelungire sunt pentru această repriză în secundă. A încasat aici o lovitură Nuere de la Alexandru Benga. Nu-i primul duel tare dintre cei doi. Aruncăm o privire asupra programului pe care le vor avea cele două formații în perioada următoare. Pentru Juventus urmează un meci în deplasare contra celor de la Astra Giurgiu. Va fi partida care va deschide runda cu numărul 8, vineri, de la 18:30 de minute. Apoi joacă acasă, adică aici, Juventus contra celor de la CSM Poliaș, tot acasă contra, apoi vor avea un meci în, pe teren, tot pe teren propriu cu Botoșaniul. Pentru FCSB, după returul cu Sport Lisabona din play-off-ul Ligii Campionilor, vin întâlniri cu FC Botoșani acasă, Viitorul în deplasare și Gaz Metan pe teren propriu. 3 din următoarele 4 meciuri ale formației lui Nicolae Dică sunt pe teren propriu. Repune acum de la margine Romario Benzar. Suntem în al doilea minut al prelungirilor. FCSB se apropie de un succes. Ar fi al treilea din 3 posibile în deplasare în cursul acestui sezon. Să vedem însă dacă Juventus va da lovitura pe final. Măzărache scapă aici balonul în afara terenului. În scurtă vreme, pe DigiSport 2 va începe semifinala de la Cincinnati dintre Simona Halep și Sloane Stephens. Deocamdată acolo e semifinala de pe tabloul masculin dintre John Isner și Grigor Dimitrov.
Budescu a sărit împreună cu Oală, s-a câștigat brazilianul, prelungește Bărbulescu, cade acolo Simon Măzărache, scoate lovitura liberă și vorbeam mai devreme despre cât de importante sunt fazele fixe pentru echipa aflată în inferioritate numerică precum Juventus. Vă reamintesc că în minutul 72 Iulian Carabel a văzut al doilea galben și implicit imediat și cartonașul roșu. Călin Țaru bate această lovitură liberă. Trimite în preajma careului advers pentru Benga. Prelungit Alexandru Benga, prins însă Niță. Împiedicat apoi să repună mingea Niță, dar cred că i-a convenit asta. Acum îl caută pe Di Nioere. Nioere pasă din prima pentru De Amorim, mă așteaptă acolo Constantin Budescu. Budescu la marginea careului, dribling, să vedem șutul lui Budescu. Prinde Stoian. O mare ocazie pentru Budescu în această repriză secundă în meciul lui de revenire de după accidentare. A trimis în transversală, superb, din lovitură liberă. Zalamidze acum în duel cu Romario Benzar. Zalamidze presat, trimite la Pintili, a solicitat o lovitură liberă, lansare aici pentru Nioere, aflat în offside. Budescu îi face semn lui Nioere că în asemenea momente trebuie să se retragă puțin pentru a evita offside-ul. Nu s-a întâmplat asta. Vă reamintesc, mâine avem Barcelona Betis, Deportivo Real Madrid, dar și alte echipe importante pot fi urmărite, precum Anderlecht, Marseille, Roma, Bilbao, Inter, Fiorentina, Milan și Paris Saint-Germain. Lovitură liberă pentru Juventus, Zalamidze s-a grăbit, însă degeaba, pentru că vrea să marcheze locul de unde trebuie văzută lovitura liberă, arbitrul Marius Savram. Iată faultul, hențul făcut de Achim în fața lui Zalamidze. Poate o ultimă ocazie pentru formația lui Daniel Oprița de a obține un rezultat pozitiv în acest joc. Suntem deja în al cincilea minut al prelungirilor. Momente de tensiune pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Ivan Sesar este cel care execută această lovitură liberă. Ivan Sesar și să vedem aici dacă e penalti. Da, este penalti pentru Juventus. Penalti, a fost acolo un hands. Marius Avram a avut o ezitare, probabil asistentul sau arbitrul de rezervă i-a spus ceva centralului. Este lovitură de la 11 metri pentru Juventus în al cincilea minut al prelungirilor. Are ocazia trupa lui Daniel Oprița de a obține un punct la capătul acestui joc. Iată centralul Ivan Sesar. Este acolo o mână, dacă am văzut bine, al lui Nedelcu. Cred că Dragoș Nedelcu este cel care pune mâna pe minge, iar Călin Țaru va executa lovitura de la 11 metri în al șaselea minut al prelungirilor deja. Călin Țaru poate aduce egalarea pentru Juventus în acest duel cu FCSB. Foarte sigur roșialbaștri că vor pune mâna pe toate punctele în această partidă și ar putea fi penalizați pentru asta. Călin Țaru față în față cu Florin Niță. Este unul dintre cele mai importante momente ale acestei partide și s-ar putea, mai mult ca sigur, e ultima fază a jocului de pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. George Călințaru, șut și este o ratare incredibilă! Rămâne 2-1 pentru FCSB. Călințaru trimite mingea în brațele lui Florin Niță. Incredibil! Și este final de partidă pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. FCSB se impune în fața celor de la Juventus cu scorul de 2-1. Rar vezi așa ceva, autogol precum cel al lui Artur George și o ratare precum cea lui George Călințaru. Juventus FCSB 1-2, imediat reacții la fotbal. Clubul așteaptă Radu Naum și invitații săi. George Dobre mulțumește pentru atenție. Toate cele bune, la revedere! Thank you.
program v-a fost oferit de Unibet.